Ce declarați ministrul educației despre anul școlar? Astfel, pentru siguranța noastră, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a luat hotărârea de suspendare a cursurilor pentru o perioadă inițial de 2 săptămâni. Ulterior, președintele României, domnul Klaus Iohannis, a decretat stare de urgență, iar cursurile au continuat să rămână suspendate, atât în unitățile de învățământ preuniversitar, cât și în universități. În această perioadă, Ministerul Educației și Cercetării a fost în strânsă legătură cu cadrele didactice, cu inspectoratele școlare, astfel încât să fie păstrat contactul dintre elevi și școală. Am recomandat realizarea de lecții suport online și suntem conștienți că, la acest moment, mai există comunități în care accesul la tehnologie este unul dificil. Astfel, am realizat un parteneriat cu televiziunea publică, iar elevii claselor a 8-a și a 12-a au astfel posibilitatea de a se pregăti suplimentar pentru examenele naționale pe care le vor susține în curând. Am început deja să asigurăm tablete pentru elevii din comunitățile dezavantajate cu sprijinul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, dar și cu alte asociații non-guvernamentale. Iar demersurile Ministerului Educației și Cercetării nu se vor opri aici. Totodată, în acest timp, am urmărit cu atenție ce se întâmplă în celelalte state europene și m-am aflat permanent în contact direct cu toți miniștrii educației din Uniunea Europeană pentru a corela măsurile care urmează să le luăm în funcție de evoluția pandemiei din țara noastră. În ultima perioadă am avut consultări cu partenerii educaționali ai Ministerului, Consiliul Național al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studenților din România, Uniunea Studenților din România, Uniunea Națională a Studenților din România, Federația Națională a Asociației de Părinți Învățământ Preuniversitar, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Națională Sindicală Alma Mater și Consiliul Național al Rectorilor, cu care am agreat măsurile care se impun odată cu reluarea cursurilor și finalizării cu succes a anului școlar și universitar 2019-2020. Vreau să fac precizarea încă de la început că data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din România, precum și de măsurile comunicate de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Așa cum am mai menționat de altfel, în contextul informațiilor deținute până în prezent privind evoluția pandemiei de coronavirus, scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar și universitar după încetarea stării de urgență și asigurarea tuturor măsurilor pentru ca elevii, studenții și cadrele didactice să fie în siguranță. În funcție de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale evaluării naționale și a examenului de bacalaureat ar putea fi organizate în luna iulie. Programa de examen pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă semestrului al doilea. Conform informărilor primite de la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, am emis și un ordin de ministru prin care am anulat simulările examenelor naționale
evaluările pentru clasele a doua, a patra și a șasea, dar și olimpiadele și concursurile școlare. Sesiunea specială a evaluării naționale și a examenului de bacalaureat pentru olimpici va fi de asemenea anulată. Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, la care se adaugă nota din teză, acolo unde este cazul. Subiectele pentru tezele de pe semestrul al doilea vor fi concepute doar din ceea ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020. Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, înscrierea la grădiniță, calendarul privind mobilitatea personalului didactic, vor fi decalate și anunțate imediat ce va fi stabilită data reînceperii cursurilor. De asemenea, vom elabora și cadrul normativ privind activitățile suport, fie în regim online, fie prin alte mijloace de comunicare. În ceea ce privește învățământul universitar, activitățile se vor desfășura în mediul online, cu excepția celor care necesită laborator sau proiect. Activitățile care impun interacțiunea față în față vor fi recuperate modular, intensiv, după încetarea stării de urgență. Admiterea la ciclul de licență în învățământul universitar se va organiza după susținerea examenului național de bacalaureat, iar admiterea la masterat sau doctorat se va organiza după susținerea examenului de licență sau dizertație. Vreau să mai precizez încă o dată că toate aceste măsuri pe care le-am luat de comun acord cu partenerii educaționali pot suferi modificări în funcție de hotărârile pe care le va lua Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. În încheiere, aș vrea să mai adaug că în această perioadă trebuie să ne exersăm una dintre cele mai importante virtuți: răbdarea. Să avem răbdare să rămânem în casă atâta timp cât autoritățile ne cer acest lucru pentru sănătatea noastră și a celor din jur, și să ne continuăm activitățile de învățare de acasă. Având în vedere că astăzi este Ziua Mondială a Sănătății, dați-mi voie să le mulțumesc medicilor și întregului personal medical care luptă în aceste zile cu pandemia de coronavirus. Datorită măsurilor de prevenire și combatere pe care autoritățile din România le-au luat, dar mai ales a eforturilor depuse de medici, de asistenți medicali și de tot personalul din sănătate, sunt convinsă că în curând vom reveni la viața noastră obișnuită. De asemenea, vreau să le mulțumesc și părinților care în această perioadă grea petrec alături de copii foarte mult timp, reușind împreună să continue învățarea de acasă. Totodată, vreau să le adresez sincere mulțumiri colegilor mei, cadrele didactice, care rămân liantul dintre școală și elevi.